prețuri umflate la ulei, unt și zahăr. Asta suspectează inspectorii Consiliului Concurenței, care au demarat deja verificări. Se fac controle privind posibile înțelegeri pentru prețurile alimentelor de bază. Colegul meu, Victor Vreme, are toate informațiile obținute în exclusivitate în urmă cu doar câteva minute. Victor, te ascultăm! Bine, v-am găsit. Iată că chiar înainte de sărbătorile pascale vedem controle de amploare în piețele, dar și supermarketurile din capitală. Asta pentru că Consiliul Concurenței a descins la peste 13 firme care vând alimente de necesitate, adică ne referim aici la ulei de floarea soarelui, unt și, bineînțeles, zahăr. Asta pentru că prețurile au fost crescute, spun inspectorii, din cauza unor înțelegeri între aceste firme pentru a face mai mult profit. Bineînțeles, astfel de înțelegeri sunt ilegale și sunt aspru pedepsite cu amenzi extrem de mari. Însă, totodată, aceste lucruri se reflectă, bineînțeles, direct asupra consumatorilor români care merg în magazine chiar acum înainte de Paște pentru a cumpăra cât mai multă mâncare, așa cum le permite și bugetul, însă văd că prețurile continuă să crească chiar înainte de această perioadă. Vă spuneam asta pentru că oricum am început anul cu creșteri extrem de mari, tocmai la aceste alimente, creșteri care au fost raportate și de către Institutul Național de Statistică. Doar câteva exemple: la unt prețul a crescut cu peste 60%, uleiul cu peste 50% și zahărul cu peste 40% în doar câteva luni. Și spun cei de la INS că se vor păstra prețurile extrem de ridicate, însă acum vedem că Consiliul Concurenței bănuiește că ar fi de fapt vorba despre o înțelegere mafiotă. Îți mulțumesc, Victor Vreme, este alături de noi domnul Dragoș Frumosu, sindicatul din industria alimentară. De asemenea, îl vedeți în direct și mulțumesc pentru asta pe domnul Nicolae Vlad, un cioban venit aici la București. Și vreau mai întâi de la domnia așa să ne spună, domnule Vlad, bună ziua! Ce faceți acolo în București, spuneți-ne, și dacă simțiți că există carteluri din acestea, se înțeleg toți ca să fie prețurile foarte mari. Iată, aici au fost dezvăluirile făcute de autorități în ceea ce privește uleiul, în ceea ce privește untul, dar cine știe câte ori mai fi? Încercăm să le facem legătura cu... Bune. Uite, am făcut aici o friptură de porc la tavă. Și așteptăm un număr cât mai mare aici, în Parcul Sebastian, în sector 5, București. Cum e cu prețurile, spuneți-ne? Simțiți că există aceste carteluri, că sunt înțelegeri între producători, să spunem, între cei care este în interesul lor să vândă foarte, foarte, să țină prețurile foarte, foarte sus și autoritățile nu fac nimic? La produse de bază ne referim, alimentare. Noi avem o țară foarte bogată, suntem foarte, foarte bogate, avem pământuri bune, avem produse foarte bune la noi în România, inclusiv grâu, porumb, de toate, dar prețurile sunt cam micuțe la noi, dar încercăm să fie, din care și salariile sunt mici, dacă ar fi mai mare, lumea ar avea putere mai mare de cumpărare. O să vedem, mai ales că deja vedem cum cresc foarte mult acestea. Domnule Dragoș Frumosu, știți foarte bine, industria aceasta alimentară, vorbim de prețuri umflate artificial la ulei, unt, zahăr. Cum s-a putut așa ceva? Cine acceptă aceste situații? Deci eu vreau să vă spun că lucrurile stau într-adevăr așa, dar prețurile trebuie verificate la comercian. În primul rând, mă bucur totuși că a început Consiliul Concurenței să facă aceste controle și aceste verificări, să constate că, de fapt, pe piață există prețuri de speculă, dar aștept și măsurile în consecință care trebuie luate foarte rapid, pentru că dacă nu mai declarăm că există speculă pe piață și nu luăm măsuri, nu facem nimic și nu le luăm imediat. Procesatorii din industria alimentară au prețuri normale, prețuri care au fost adaptate în funcție de influențele creșterilor de la energie, gaze, combustibil, transport și tot ce înseamnă auxiliarul care intră în procesare, ambalaje și așa, ingrediente și așa mai departe. Pentru că astăzi noi importăm foarte multă materie primă pe care de fapt o producem în România și pe care o exportăm în loc să exportăm produsul finit. În piețe, este foarte adevărat, dar trebuie ținut cont de faptul că în piețe sunt foarte mulți speculanți, sunt foarte mulți puțini producători. Producătorii existenți în piețe sunt obligați pe undeva și poate, chiar dacă nu sunt obligați, vând la prețurile speculanților care cumpără de la poarta solarilor, de la
asta fermelor cu prețuri mici și dublează sau triplează prețul în piață. Pentru că este clar că se întâmplă astfel de situații. Domnule Frumosu, mulțumesc. Aici este problema, cum spune și dumneavoastră, să se ia și măsuri concrete, pentru că pare că vin sărbătorile, iată, ies autoritățile, spun acolo, domnule, este clar, sunt carteluri, sunt prețuri foarte mari la ulei, la unt, la zahăr. Așteptăm, doamnelor și domnilor, guvernanți, așteptăm măsuri concrete și mergem mai departe. Doamna